Ai dorit uneori ca cineva să apară în viața ta și să-ți dea o hartă către succes? Pentru unii, fericirea vine din bani sau putere, pe când pentru alții, echilibrul vine din familie sau dragoste. Dacă n-ai nicio idee ce înseamnă pentru tine succesul, fericirea sau echilibrul, încercăm să te ajutăm noi. Îți facem cunoștință cu nodul nord în astrologie. Te vom ajuta să-ți găsești ușor această coordonată, nu-ți face griji. Nodurile lunare nu sunt niște elemente fizice pe care putem să le arătăm, să le vedem. Ele sunt niște puncte matematice. Se calculează în funcție de traiectoria lunii în jurul Pământului și în funcție de traiectoria Pământului în jurul Soarelui. Unde se intersectează, acolo găsim nodurile lunare. Cum putem afla care este nodul nostru lunar? Nodul lunar se calculează exact ca pentru orice astrogram, în funcție de zi, lună, an, oră de naștere. Nodul nord este într-o anumită zodie, într-o anumită constelație, care se schimbă odată la 18 luni. Deci, indiferent de zodie, indiferent de ascendent, indiferent de toate celelalte elemente, nodul nord se află undeva. Deci, practic, putem avea zodia pești, să avem ascendentul într-o altă zodie, iar nodul nord într-o altă zodie. Corect, exact, exact așa este. Dar ele ne dau niște indicii despre ce am făcut noi în viața anterioare și ce ne-am propus, teoretic, astrologic vorbind, să facem în viața asta. Ele funcționează întotdeauna la nivel de puncte opuse, există o axă, ea rămâne întotdeauna constantă, ea nu se schimbă niciodată și sunt importante într-o astrogramă natală pentru că pe lângă zodie, ascendent, planetele mici, planetele mari și toate elementele luate, casele, tot pachetul, nodul nord ne poate da niște idei despre câteva dintre tendințele noastre, ne pot vorbi și despre calități și despre diverse talente cu care am venit în viața asta. Hai să calculăm pentru mine, că sunt curioasă. Hai să calculăm. Zi-mi luna nașterii. Martie. Ziua. 13. Anul. 1999. Ora. 12 fix. Noaptea. Ai nodul nord în leu. Ce înseamnă asta? Așa pe scurt. Pe foarte scurt, pentru că o să vorbim despre nodul nord în leu mai pe larg într-un alt material, are legătură cu tendința ta de a rămâne cumva în umbră și de a nu ieși și de a nu-ți asuma anumite poziții de lider, poate. Trebuie să înveți să-ți asumi responsabilitatea, trebuie să înveți să fii un lider al unui colectiv, trebuie să înveți să-i conduci pe oameni, trebuie să știi să faci diferența între șef și lider, că există și aici o nuanță foarte interesantă. Și atât pentru moment, că o să mai vorbim despre poziția asta.